Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată care sunt cele 7 semne care arată că ai avut virusul, când trebuie să mergi neapărat la doctor. În lume sunt peste 50 de milioane de cazuri și aproape 1.300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19. Șansele ca oamenii pe care știm să fi fost deja infectați cu noul coronavirus sunt astfel destul de mari, scrie Yahoo. Mulți se întreabă acum dacă acea gripă pe care au avut-o anul acesta a fost de fapt COVID-19. Doar un test de anticorpi ar putea spune cu siguranță dacă ai avut COVID-19, chiar dacă nici acestea nu sunt 100% sigure, astfel încât te poți lua și după alte indicii pentru a vedea cum stai. Specialiștii au stabilit 7 semne care arată că ai avut virusul de fapt. Simptomele sunt pronunțate în cazul unora și inexistente în cazul altor bolnavi. COVID-19 are simptome ciudate în unele cazuri. Spre exemplu, unele persoane infectate cu noul coronavirus au inflamații pe degete. De asemenea, 40% dintre bolnavi nu au deloc simptome. Simptomele ciudate ale coronavirusului, când trebuie să mergi neapărat la doctor. La unele persoane, coronavirusul are simptome, iar în cazul altora, aproximativ 40% dintre cei infectați nu au deloc simptome, scrie thelifehacker.org. La unele persoane infectate, simptomele sunt de lungă durată. Dacă vă confruntați cu oricare dintre acestea, luați imediat legătura cu medicul dumneavoastră. Coronavirusul are multe simptome ciudate, printre acestea numărându-se și inflamarea degetelor. 7 semne sigure că ați avut deja coronavirus. Oboseală de lungă durată sau de brain fog, incapacitatea de a gândi limpede. Mulți oameni cu coronavirus se plâng de oboseală zdrobitoare și incapacitatea de concentrare. Puteți vedea oameni care și-au revenit și care nu revin la normal, că au lucruri care sugerează foarte mult encefalomielita mialgică și sindromul oboselii cronice, brain fog, oboseală și dificultăți de concentrare, a spus doctorul Anthony Fauci, director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase și membru al grupului de lucru pentru coronavirus de la Casa Albă. 3 tipuri de erupții cutanate. Andrew Chen, profesor de imunologie și boli infecțioase la Harvard, TH, informează că aplicația sa pentru studiul simptomului coronavirus a scos la iveală cazuri de umflături ridicate ale pielii și inflamații pe degetele de la mâini precum și de la picioare. Andrew Chen crede că ar trebui considerat un semn cheie de diagnostic al bolii. Unii oameni infectați cu coronavirus nu au decât aceste simptome. Tusă uscată care nu mai dispare. Tusa persistentă cu febră este cel mai frecvent semn al COVID-19. E o tusă uscată, persistentă, ce provoacă dificultăți de respirație. Pe lângă oboseală și lipsă de aer, tusa poate dura mult după vindecare. 43% dintre persoanele care au fost infectate cu coronavirus au avut tuse până la 21 de zile de la vindecare. Pierderea mirosului și a gustului. Acestea pot fi semne revelatoare ale infecției cu coronavirus, deși nu apar la toți bolnavii. Astfel, potrivit studiilor, 64% dintre persoanele cu coronavirus au raportat pierderea mirosului sau a gustului. Aceste simptome durează aproximativ 8 zile. La unii dintre bolnavi, simptomele durează săptămâni mai multe. Dispnea, dificultatea de respirație. Dispnea este primul semn al infecției cu coronavirus și poate persista săptămâni sau luni după vindecare. COVID-19 provoacă inflamații la nivelul plămânilor și leziuni care duc la o respirație grea, precum și la pneumonie sau sindrom de insuficiență respiratorie acută. Leziuni cardiace de lungă durată. Potrivit specialiștilor, 3 sferturi dintre persoanele diagnosticate cu coronavirus aveau dovezi de leziuni cardiace vizibile la un RMN după recuperare. De asemenea, 18% dintre persoanele unui studiu nu au prezentat simptome de COVID-19. Virusul ucigaș poate provoca inflamații cardiace ce pot duce la afecțiuni grave cum sunt miocardita și pericardita. Simptome care nu vor dispărea. Aproximativ o treime dintre pacienții cu coronavirus prezintă simptome care nu dispar, potrivit unui nou raport al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, relatează Deseret News. Raportul a fost făcut pe pacienții care nu au fost spitalizați pentru coronavirus. Aceștia au prezentat simptome la câteva săptămâni și chiar luni după ce au fost testați pozitiv. Sursa playtech.ro. De la doctorul Leon Isola. Doctorul Leon Isola informează la rândul său care sunt semnele tăcute
care indică faptul că ai fost infectat cu noul coronavirus. Ai fost bolnav. Dacă ai fost bolnav cu simptome asemănătoare gripei sau cu un caz ciudat de diaree ori tuse inexplicabile, e posibil să fi avut COVID-19. Testarea pe scară largă nu are același standard pentru toate statele și regiunile și mulți oameni au probleme cu accesul la testare. Ai avut febră. Dacă ai avut o febră care nu a putut fi legată de alte cauze, e posibil să fi fost COVID-19. Există multe rapoarte care arată că persoanele cu noul coronavirus suferă de febră. Dacă nu ați fost testat pentru gripă sau COVID, acesta trebuie să fie răspunsul. Nu ai putut mirosi lucruri și ai pierdut simțul gustului. Peste 60% dintre persoanele cu COVID-19 au spus că și-au pierdut mirosul sau gustul, acesta fiind unul dintre simptomele infectării. Această pierdere a mirosului apare mai frecvent la COVID-19 decât la alte virusuri respiratorii, dar reține că și alte afecțiuni pot provoca acele simptome, cum ar fi alergiile. Un test de anticorp COVID ar putea fi util. Cineva pe care îl cunoști a avut COVID-19. Dacă cineva din casa ta a avut COVID, probabil că ai fost expus. Dacă ai întâlnit pe cineva infectat în parc sau într-o zonă în aer liber, ai fi putut de asemenea să fii contactat virusul. E important că, dacă ai fi în preajma unor persoane care erau cazuri confirmate, să avertizezi pe toată lumea cu care ați fost în contact că ați fost expus. Copilul tău s-a îmbolnăvit. Copiii în general se îmbolnăvesc mai rar de COVID-19 în comparație cu adulții, dar pot fi totuși infectați cu noul coronavirus care cauzează boala și pot răspândi virusul persoanelor din jurul lor chiar dacă nu prezintă niciun simptom. Centrele de control și prevenire a bolilor și spitalele investighează o afecțiune medicală rară și gravă asociată cu COVID-19 la copii, numită sindromul inflamator multisistem la copii, MIS-C. Nu este încă clar ce declanșează MIS-C, dar dacă aveți copii care s-au îmbolnăvit în timpul acestei pandemii, e posibil să fiți expus la noul coronavirus. Ai avut tuse. Dacă ai avut o tuse supărătoare timp de mai multe zile, care nu putea fi explicată prin alergii ori prin expunere la polen sau fum, ar fi putut fi COVID-19. Există o mulțime de asemănări între răceala obișnuită, gripa și versiunea ușoară a noului coronavirus, iar testul gripal și testul COVID-19 joacă un rol important pentru a afla despre ce e vorba în cazul în care aveți tuse. În concluzie, în timp ce așteptăm vaccinul pentru COVID-19, faceți un vaccin antigripal chiar azi. Și țineți-vă departe de COVID-19, purtați o mască, evitați aglomerația și spălați-vă cât mai des mâinile. Coronavirusul continuă să facă ravagii pe întreg globul, iar numărul victimelor crește de la o zi la alta. În cazul copiilor însă, virusul se manifestă altfel. Dacă la adulți primele simptome sunt febra, durerea în gât sau pierderea mirosului, la copii debutul este total diferit. Un nou studiu exclude febra ca prim simptom la cei mici. Se pare că simptomele de coronavirus în cazul copiilor ar putea începe cu diaree și oboseală. Explicația specialiștilor. Specialiștii din Wuhan au venit cu explicații. Potrivit acestora, situația este diferită în cazul copiilor, deoarece virusul se atașează de receptori care se găsesc nu doar în plămâni, ci și în tractul intestinal, scrie Daily Mail. Majoritatea copiilor sunt infectați ușor cu COVID-19, iar puține cazuri grave au adesea probleme de sănătate subiacente, a declarat autorul principal, doctorul Wenbin Li, al Departamentului de Pediatrie din Spitalul Tongji. În ceea ce privește studiul, acesta a fost publicat în Frontiers și a analizat 5 copii internați la Spitalul de Copii Wuhan între 23 ianuarie și 20 februarie. Prin evidențierea cazurilor, există o speranță ca alți clinicieni să poată diagnostica și izola rapid pacienții care au simptome similare. Acest lucru ar putea duce la tratarea pacienților mai devreme și la reducerea riscului de răspândire. Copiii și infecția cu coronavirus, sfatul medicului pediatru. Conform datelor din literatura de specialitate pe care le avem până în acest moment, procentul copiilor infectați cu noul coronavirus este mult mai mic comparativ cu adulții, iar riscul de a dezvolta simptome severe sau complicații ale bolii există, dar ele sunt mult mai reduse. Există în continuare o anumită incertitudine cu privire la copiii asimptomatici, în ce măsură aceștia pot transmite boala. Categorii de risc în rândul copiilor. Conform informațiilor din acest moment, cel mai mare risc de complicații la persoanele vârstnice și cei care prezintă anumite comorbidități. Boli cronice pulmonare, astm moderat sau sever,
afecțiuni cardiovasculare. Afecțiuni ce conduc la imunodeficiență oncologice, transplant, infecții cu HIV și care sunt sub tratament imunosupresor. Obezitate severă, diabet, afecțiuni ce implică dializa, boli ale ficatului. Simptomatologie la copii. Simptomele COVID-19 sunt comune gripei. Nu există diferențe clare între simptomele date de gripă și cele date de COVID-19. Diagnosticul de certitudine se stabilește prin testare RT-PCR. Totuși, studiile, datele pe care le avem până în acest moment spun că mai mulți copii cu COVID-19 au avut febră, tuse, diaree, vărsături, dureri abdominale, dureri de cap, dureri în gât în momentul diagnosticului, dar procentul este nesemnificativ. Copiii pot prezenta și oboseală, dureri musculare, stare generală modificată, în cazurile mai severe, pneumonie și insuficiență respiratorie acută. Măsuri de prevenție. Noul coronavirus, numit oficial SARS-CoV-2, este contactat de organism prin ochi, nas și gură, ca urmare este extrem de important să nu vă atingeți fața cu mâinile nespălate. Mâinile se spală cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde sau cu soluție pe bază de alcool, geluri sau șervețele dezinfectante, în cazul în care apa și săpunul nu sunt disponibile. Purtarea unei măști care să acopere gura și nasul, textilă sau chirurgicală, dar numai pentru copiii cu vârsta peste 5 ani. De asemenea, se recomandă păstrarea distanței fizice de orice altă persoană, mai ales dacă există riscul ca aceasta din urmă să fie infectată sau chiar prezinte simptome de infecție respiratorie. Dezinfectarea suprafețelor cu alcool sanitar în concentrație 70% ori cloramină. Recomandări. Să se spele frecvent pe mâini cu apă și săpun. Să tușească în pliul cotului sau într-un șervețel de unică folosință pe care să-l arunce apoi. Să nu-și atingă ochii, gura sau nasul dacă nu și-au spălat corect mâinile. Cea mai bună imunitate pentru copilul cu vârsta sub un an rămâne alăptarea la sân. E bine să fie continuate schemele de vaccinare pentru copii. Dacă starea generală a copilului este afectată, zace, refuză alimentația, nu se joacă, este apatic, se contactează medicul. Copiii răspund în mod diferit la stres comparativ cu adulții, ca urmare încearcă permanent să-l liniștești, mai ales dacă este la o vârstă la care are întrebări pe tema coronavirusului. Consultant medical, dr. Cristina Momârlă, medic specialist pediatrie. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Multă sănătate! Pe curând!